Japonia împotriva lui Hesti Gerge. S-a ajuns la 35 de ani. Fujimoto revine după un an de inactivitate, probabil la meciul său de retragere în circuitul K1, împotriva unui sportiv care este pe val în acest moment. Este vorba despre egipteanul Hesti Gerge. An bun pentru Gerge. Au fost 4 victorii. Paul Slovinski, Ashvin Barak, Rustemi Kreshnik, dar mai ales împotriva lui Badr Harila. Showtime în Olanda în luna mai acestui an. 2 frângeri împotriva lui Brice Guidon și împotriva lui Sammy Shield la Final 16. 2 momente interesante în acest an pentru Gerges, acea victorie împotriva lui Badr Hari, o victorie obținută după ce Badr Hari l-a lovit pe Hesti când acesta era picat la podea. A pierdut Badr Hari prin descalificare. Iar cel de-al doilea moment, după semifinala K1 din acest an, împotriva lui Sammy Shield, Gerge s-a făcut o contestație, staffului Hesti Gerge s-a făcut o contestație. Sammy Shield a primit îngrijiri medicale, i s-a aplicat un bandaj pe o rană care avea la picior, iar regulamentul K1 nu permite acest lucru în timpul pauzelor, decât după un control amănunțit al medicului sau al supervisorului Galei. Au făcut o contestație, n-au picat decât câțiva arbitri, judecători și supervisori de la acea gală, care au primit 6 luni de suspendare și i s-a tăiat 50% din drepturile pe care le aveau. Erau șanse mari să primească o decizie în favoarea lui. Gerge, se știe, și K1 nu-l simpatizează deloc pe Semi. Semi care își face treaba la fel cum a făcut-o și în primul meci din această seară și se îndreaptă cu pași mari spre al 5-lea titlu din carieră. Era destul de greu să fie descalificat Semi și după acea întâmplare. Regulamentul K1 spune că dacă îi se aplică un astfel de bandaj pe o rană unui sportiv, acesta trebuie depunctat în timpul meciului. Organizatorii, arbitrul de ring, nimeni nu a văzut acest lucru. Sammy Shield a trecut, a mers mai departe, tocmai de aceea au fost suspendați și avertizați oamenii care trebuiau să aibă grijă de colțul lui Sammy Shield. Yusuke Fujimoto, 1,78 m, 98 de kilograme, provine din karate. Are o carieră care a debutat în 1999. 27 de victorii pentru el, 13 prin knockout, 17 în frângeri. Este genul de luptător cu care nu e bine să stai la bătaie. Are lovituri puternice de braț acest luptător japonez. A participat la multe gale K1 și a luptat cu nume mari din circuit. A pierdut cu Musashi, a pierdut cu Carter Williams, cu Badr Hari. A mai luptat, a luptat și cu Gary Goodrich. Gerge, 2,05 m, 104 kg, luptă pentru celebrul club Chuck Ricky din Amsterdam, a antrenat de Tom Haring. 33 de victorii, 13 dintre ele prin knockout, 9 înfrângeri. A luptat de 2 ori în Japonia, ambele meciuri le-a pierdut la decizie cu Sammy Shield. Hesti a fost anunțat la această gală într-un meci de rezervă. În cele din urmă, organizatorii au decis să-l aducă pe Fujimoto și să le ofere un super fight. Acest meci are, nu are, nu este catalogat drept un meci de rezervă, deci dacă îl bate pe Yusuke Fujimoto, contează doar la palmares pentru Hesti Gerge. Nu poate să spere la un loc în semifinală în cască. Unul dintre cei 4 luptători calificați în semifinală se accidentează. Ține titlul în Showtime la plus 95 de kilograme. Acest Gerges, de fapt, a fost
între puținii luptători care au pus mari probleme lui Sammy Shield în ultima perioadă, în special cu loviturile joase de picior. La asta trebuie să aștepte la această seară și Yusuke Fujimoto, câștigător a două titluri în K1 în 2005, în 2006 câștigător al Grand Prix-ului de la Seul, anul următor realizând o performanță similară de data aceasta la Hong Kong. Hezdi Colecu, Jerome Lebaner și Erz la celebrul club Chakuriki. Un an bun pentru luptătorul egiptean, care a reușit 4 victorii în sezonul 2010, a fost învins doar de 2 ori, de Brice Guidon și Sammy Shield. N-a mai luptat din noiembrie 2009 Fujimoto, atunci îl învingea pe Junpei Hamada. Activitate destul de restrânsă în ultimii ani, în 2008 un singur meci, o frângere la Everton Teixeira, ceva mai multe meciuri în 2007 cu 3 victorii, una importantă împotriva lui Musashi. Hesni kara keshi. Diferență mare de înălțime între japonez și olandezul născut în Egipt. Vedem și în aceste imagini, sunt numai puțin de 24 de centimetri între cei doi. Meci dificil pentru Fujimoto împotriva acestui colos care este Hezdi, un egiptean tânăr care are șanse ca în anii următori să fie unul dintre noi luptători de top ai circuitului. O să înceapă să plouă cu lovituri joase de picior din partea lui Gerges. Fujimoto scapă deja de o lovitură înaltă. Stă bine până acum în distanță japonezul. Rapid pentru înălțimea sa Gerges. Încearcă să apropie cu lovituri de braț Fujimoto. Aceleași lovituri largi de pumn ale lui Fujimoto. Se deschide foarte mult pe fiecare lovitură. Are însă un cap foarte tare. Pus la podea acum Fujimoto. Nu este numărat japonezul, nu a fost un knockdown. Nu a picat din lovitură. De la secunde de următoarea lovitură joasă de picior din partea lui Gerges. Luat în braț egipteanul. Îi răspunde și Fujimoto, dă un pumn și se aruncă pe jos. Este numărat, este și numărat Fujimoto, dar sunt semne clare că a fost lovit. O lovitură surprinzătoare din partea olandezului. Avem un knockdown, dacă mai pică de două ori la podea, uită-l pentru a doua oară la podea și probabil va fi numărat. E, dacă mai pică încă o dată japonezul, va fi descalificat, pierde meciul prin knockout tehnic. Jalnică evoluția lui Fujimoto în această seară. Încă o dată pică dintr-un low kick și este final de meci pentru Yusuke Fujimoto, o nouă victorie pentru Hezdi în circuitul K1. Ne pregătim să intrăm în penultima fază a turneului piramidal, semifinalele, și vom vedea o primă semifinală, meciul dintre Peter Erz și Sammy Shield. Un meci pe care l-am mai văzut în sezoanele trecute. A reușit Peter Erz să-l bată și l-o dată pe Sammy Shield. Iar în cea de-a doua semifinală, Overeem va lupta cu colegul său de antrenament, bun prieten cei doi, Overeem și Gokhan Saki. Avem relor cu knockout-ul pe care l-a reușit Hezdi din fața lui Yusuke Fujimoto. Nu s-a întrebuințat cine știe ce în acest meci Hezdi.
A fost un ultim moment în care a încercat să se lanseze acolo cu câteva lovituri Yusuke Fujimori.